Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să vă vorbesc despre orhidele parfumate, bineînțeles dintre orhidele pe care eu le am și care sunt într-adevăr parfumate, însă trebuie să știți că eu nu am o colecție extraordinară de orhidee, nu am orhidee rare, nu am specii, chiar dacă am în jur de 150 de orhidee, nu pot să spun că am orhidee foarte deosebite sau orhidee rare. Pur și simplu cumpăr când ce găsesc în magazine, de exemplu de Demale, Romerlin, Kaufland și foarte, foarte, foarte rar din florării. Dar mai înainte să vă spun ce orhidee parfumate am eu și ce orhidee parfumate vă recomand în cazul în care căutați așa ceva, aș vrea să-mi spuneți în comentarii voi ce orhidee parfumate aveți și să-mi descrieți așa puțin parfumul. Bineînțeles că toată chestia asta cu descrierea parfumului e subiectivă, pentru că de multe ori mi se întâmplă să am orhidee, de exemplu, parfumată și să rog pe soțul meu să vină să o miroasă și lui se pare că miroase a ceva și mie mi se pare că miroase altceva. Dar măcar să spuneți ce orhidee parfumată aveți voi, poate cine știe, poate îmi descoperiți și mie orhidee de care eu habar n-am. Este posibil. Așadar, să trecem la treabă. O să începem întâi cu orhidea Phalaenopsis și cred că regina, ca să zic așa, este frumoasa și interesanta Phalaenopsis Liodoro. Poate nu este așa foarte frumoasă, foarte interesantă, în schimb mie să știți că îmi place și cel mai mult îmi place parfumul. Îl ador. Nu este singura orhidee Phalaenopsis parfumată, special în general cam toate sunt parfumate. Nu am avut una singură și mi-a murit din păcate. Acum nu sunt sigur dacă Chiara parfumată, dar din câte știu, da, Phalaenopsis și Leriana. Dacă o aveți, sunteți foarte norocoși. Nu mai am din păcate, dar na, cine știe, poate o să o cumpăr. Acum să știți că sunt și alte orhidee Phalaenopsis care sunt parfumate fără neapărat fie specii sau hibrid primar, cum este Liodora, aproape hibrid primar. În sfârșit, mai sunt și altele și vreau să pomenesc cu alte orhidee care pe mine m-a fascinat parfumul ei. O am loc unde țin orhideele care au parte de lumină artificială. Este Phalaenopsis Manhattan și acum sunt două Phalaenopsis Manhattan. Una e roze și alta spot. Și dacă nu mă înșel, este cea spot. Este foarte interesantă. Haideți să vă arăt. Tara! Aceasta este. Din păcate, nu am mai simțit parfumul de foarte mult timp. Pentru că, vedeți, este o situație, multe orhidee sunt parfumate și poate nu știm că sunt parfumate, pentru că nu au toate condițiile ca, nu știu, ca să arate acest, să ne arate acest parfum. La această orhidee situația este foarte simplă, trebuie doar să fie mângâiată de razele soarelui, în special dimineața, pentru că atunci se simte mai tare parfumul. Însă n-am mai simțit-o de foarte mult timp, miroase abușor, mi se pare absolut interesant parfumul, priviți cât de frumoasă este. Eu de fapt am un cake aici, căutați pe YouTube cum procedez cu orhidee bolnavă și aflați mai multe informații despre această orhidee și ce a pățit de fapt, pentru că este un pui de la orhidee care a putrezit. Dar cumva a reușit să o salve, mă rog, nu pe ea, dar a reușit să facă un pui. Bun, să trecem mai departe. Acum când vine vorba de un Oncidium, să știți că veți fi foarte impresionați aici, pentru că veți găsi tot felul de orhidee interesante și parfumate. Cred că regina lor, ca să zic așa, este un Oncidium Sherry Baby. Are o tijă și de obicei înflorește mult mai super, dar am divizat-o, a trecut prin niște transformări, am două plante acum, trebuie să umblu și aici pentru că iar a crescut și trebuie să umblu și pe acolo, trebuie să schimb substratul. Da, mă rog, chestii de iubitor de orhidee, să zic așa, când ai multe orhidee, întotdeauna ai ceva de făcut, e așa? Trebuie să schimbi substratul, trebuie să le uzi, trebuie să le îngrijești, că na, asta înseamnă să ai orhidee și să te ocupi de ele. Vreau să mă mențineți o altă orhidee care îmi vine acum în minte, tot o orhidee Oncidium. O am aici, dar nu este înflorită din păcate, este Catherine Zoc și dacă nu mă știu, miroase a vanilie. De obicei, aceste orhidee au parfum așa foarte vanilate, ceva așa florale, sirop de tuse, tot felul de chestii interesante și că tot e vorba de parfum, să știți că sunt orhidee care miros plăcut și sunt orhidee care nu miros plăcut.
Acum depinde foarte mult și de gustul. De exemplu, am avut o orhidee, nu mi-am amintesc numele întreg, dar era ceva cu ochica, nu mi-am amintesc exact tot numele. Dacă mi-am amintesc, vă las în descriere numele complet. Și ce este interesant în această orhidee este că miroase a piper, a piper proaspăt râșnit. Da, a piper. Foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult. În păcate, am pierdut, a fost una dintre orhideele vechi. Mă rog, Andreea a trecut săraca prin multe. Aș vrea să o cumpăr din nou, dacă o găsesc, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Cu niște flori destul de măricele, mult mai mari și galbene, ceva cu dungulițe. S-a asemănat destul de mult cu brasia, dacă știți cum este brasia, ceva de gen. Numai că nu știu dacă era chiar brasia, brasia. O fi și un pic brasia, zic așa. Pentru că ele au tot fost hibrizate, hibrizate, hibrizate și unele orhidee au 20% brasia, Miltonia 20 sau 50%, mă rog, tot felul de combinații, chiar combinații și asta a contat foarte mult în hibrizarea plantelor pentru a avea specii cât mai noi, cât mai colorate și cât mai rezistente. De fapt, acesta a fost scopul hibrizării, să obținem plante mult mai rezistente. Pentru că dacă aveam niște plante în alea super pretențioase, păi n-am putea bucura de ele prea mult timp. Bun, acum că vine vorba de Miltoniopsis, o am aici și aceasta este parfumată, numai că nu este chiar atât de parfumată, însă am avut o altă orhidee Miltoniopsis care este, după părerea mea, cea mai parfumată dintre toate orhideele Miltoniopsis și dacă nu mă înșel și din toate cambrele. Acum vă dați seama, nu am toate cambrele din lume și oricum cred că în fiecare nu mai apar câteva feluri, dar din cât am observat eu, cred că Hair Alexander, Miltoniopsis Hair Alexander este cea mai parfumată și simte foarte puternic și acum vă dați seama, fiecare orhidee are ca și intensitate, este situație total diferită. Altele sunt foarte intense ca și parfum, altele mai puțin, altele trebuie să te apropii de ele să le simți de aproape. O altă orhidee parfumată este Zygo Petalum. Este de fapt și cea mai recentă orhidee. Este cumpărată de la Floria Secret Garden și este absolut superbă și cam toate orhidele Zygo Petalum miros a zambile. Mi se pare foarte interesant parfumul și nu doar atât, este și foarte frumoasă. Este un pic pretențioasă, nu atât de pretențioasă ca Miltoniopsis, dar un pic este. Dacă nu-i convine ceva, ea nu are prea multe stări, are ori așa, ori e bine, ori e rău, nu știu, ceva de genul. Nu vreau să exagerez acum, dar se mai întâmplă și astfel de lucruri. Ce orhidee parfumate? Ah, neapărat să vă povestesc de aceasta de aici. Nu este înflorită, dar are, cred că, vreo două, trei creșteri noi. Este BC Yellow Board. Mi-am florit de două ori până acum. Prima oară mi-am florit foarte frumos și a doua oară am făcut doar câteva flori. Și ce este interesant la această orhidee, și nu mă mir, pentru că are în ea o orhidee super interesantă, este interesant că parfumul ei se simte doar noaptea. Doar noaptea. Foarte frumoasă orhidee aceasta, foarte frumoasă. Mi-a făcut figură că nu a vrut să facă rădăcini în scoarță, am dat un mușchi. Și da, cam asta este povestea. Apropo de această orhidee de aici, să știți că și aceasta este puțin parfumată, parcă tot abușor aduce parfumul, cel puțin așa mi se pare. Este parfumată, aceasta este pelorică, însă este frumoasă și cea care este normală. Mai am încă una, de fapt aceasta este o mămică, dacă vă vine să credeți. Este o mămică care mi-a dat câți cheichii? 3 sau 2? 2. 2. O am la intrare în casă, într-un coșuleț agățat de undeva de sus, mă rog. Și acolo are două tije și doar una este înflorită. Deci sunt foarte multe orhidee parfumate și foarte multe catlee sunt parfumate. Dacă îi să zic așa, te de Dendrobium Phalaenopsis, v-aș menționa așa, din ce am văzut eu, am doar flori care se găsesc prin magazine. De prin florii cumpăr mai rar. Așadar, nu am din alea mai speciale, mai interesante. Am cele simple care le găsești aproape oriunde, mă rog. Aproape oriunde, dar mă rog. Am văzut prin, mi se pare că e cumpărată anul trecut din Brico Depot, dacă nu mă înșel. Știu că este cumpărată sigur anul trecut, dar nu mai știu.
În sfârșit. Și vreau două să menționez și aceasta este parfumată și se numește Dendrobium Phalaenopsis Anna Green și mai este încă una, Dendrobium Phalaenopsis Banana Ciocolate, dar nu are nimic de a face cu banana sau cu ciocolata, nu. Este tot așa ceva floral, nu mi amintesc exact, dar știu că este ceva floral. Și aceasta la fel, nu pot să identific. Am mai avut o orhidee care mi s-a părut interesantă, adică în coamă, dar nu este înflorită. Avea un parfum foarte interesant a liliac. Avea și o floare mare, movă, superbă. Era o alisara, dacă nu mă înșel. Da, este un fel de cambria, să zicem. Foarte interesantă și aceea. Din cambrii am câteva înflorite, dar nu sunt aici, cred că sunt prin living. Iar cea mai înflorită este această orhidee și aceasta este puțin tot parfumată, dar puțin tot, adică trebuie să-ți bagi nasul în flori, să simți un pic ceva. Nu știu prea să-ți dai seama exact ce e acolo, adică un pic floral, dar nu spune foarte multe lucruri. Asta în cazul în care vă doriți neapărat ceva ultra mega parfumat. Mă rog, acesta a fost clipul de astăzi. Nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre orhidee parfumate și dacă aveți orhidee parfumate și să-mi spuneți și mie ce orhidee parfumate aveți. Bineînțeles că am menționat doar câteva. Vă dați seama că în realitate sunt mii de orhidee parfumate. Vă dați seama că nu le știu pe toate. Nu am cum să le știu pe toate și nu am cum să le au pe toate. Aș vrea eu, dar nu se poate. Dar, ca idee, cam astea sunt din câte mi-am amintit și din ce am văzut și înflorite. Am spus câteva și din cele care nu sunt înflorite. Dacă mi-amintesc ceva, o să scriu în descriere, poate ceva ce la care nu m-am gândit eu acum. În rest, cam astea sunt, sinceră să fiu. Na, poate cu timpul mai descoper și alte orhidee parfumate, cine știe. Asta e tot. Pe curând!